Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom face o casă de început în Minecraft, care puteți să o faceți când începeți jocul și să nu folosiți nici foarte multe resurse și alte chestii. Ok. Trebuie să vedeți ce am creat în primul episod. Casa cu cascadă a lui Andrei Cosmin. Hop. Cu dedicație, putem spune. În al doilea episod am construit o interesantă, o spune, casă medievală. Dacă vreți, linkul de la ambele videoclipuri o să fie în descriere, cel mai probabil. Și bun, haideți să trecem la casa de început, pe care puteți să o faceți atunci când începeți o lume nouă pe survival. Și este și foarte ușor de făcut și toate cele. Nu sunt mari probleme. N-au construit. Ok, deci 4 casă, ok, și îmi trebuie stairs ca să fac aici, în partea asta, puteți vedeți, să fac așa, pac, aici o să fie intrarea, deci dacă întrebați, door, punem ușile, ok, și aici punem deasupra scările, perfect. Ops, punem astea așa, dar mai degrabă fac podeaua cu alb. Da, mai degrabă fac cu alb, așa. Ca să, și fac asta ca să pun ușa. Deci așa va arăta intrarea. Nimic prea sofisticat. Înțelegeți voi ideea ca o casă de început. Voi puteți să umbleți cu ce material vreți. Eu o să folosesc acum birch wood, ok? Puteți faceți cu orice material vreți casa, că oricum o să arate foarte drăguț. O să fie oarecum o casă rotundă. Deci, da. Ok, perfect. Perfect, perfect. Și unde am pus cărele? Ok, aici. Punem așa. Știți că în episoadele trecute, dacă le-ați urmărit, ați văzut că am avut și întrebe geam aici. Am avut și subiect de discuție în acest episod. Voi spune doar ce voi posta eu în viitor pe canal. Adică vor urma serii de Minecraft. Asta v-ați dat deja seama. Dar nu foarte des. Adică dar nu pot posta numai Minecraft. Ufa, mamă, stați așa. Bine, dacă vreți să parăm așa mai șmecher, puteți să lăsați cu alb, dar eu o să fac într-o singură culoare ca asta, adică maro acesta. Aici te și pe asta. Dacă vreți să faceți aici interiorul, cum intri în casă, negru și pe părți cu alb, puteți face și așa, s-ar putea să arate mai interesant. Și mai puțin regulat, adică, na, ar arăta mai șmecher, posibil. Și aici punem... Ups, stați că am scăpat astea. Aici punem bărciudul. Ok. Și aici așa, perfect, perfect. Bun, și ziceam că acum o să vă spun ce serios să mai fac eu pe canal. Mă gândeam să fac chestiuța aia cu desene cenzurate, care probabil ați văzut-o la mulți, mulți, mulți. Și mi s-a părut un data destul de interesantă, o chestie destul de interesantă și poate pe viitor o să o fac și eu, dar încă mă gândesc, plus că o să vreau să stau mult să editez și cum mie nu prea îmi place să editez, înțelegeți voi ideea. Nu știu, dar voi lua în considerare această chestie și poate pe viitor o să apară și pe canalul meu. Ok, deci așa va arăta casa. Hai să umplem interiorul. Așa, perfect. Bun, geamul e cam jos. Da, e cam jos geamul. Mai degrabă ați putea pune voi, uite așa. Și e cam tot aia, dar că... Ok, și aici spargeți la fel. Depinde cum vreți. Puteți să lăsați așa cum am făcut prima oară. Pac, pac.
Și aici. Perfect. Bun, și acum când intrați în casă, mai degrabă spargeți chestia asta că nu se vede chiar așa de șmecher. Perfect, restul. Și cum intrați în casă, puteți uitați și pe geam, la casa vecinului, când s-ar spune. Mă rog, această casă nu o să fie chiar așa de bine elaborată, pentru că v-am spus, este o casă doar de început în Minecraft, în care să aveți loc să puneți doar chestiile elementare, gen puneți două paturi aici, crafting table, ok, puneți aici un crafting table, aici, furnal, furnace, perfect. Perfect. Niște chesturi, un tablou dacă vreți. Un chest, ok. Aolea, ăsta e trap chest, nu l-am luat pe care trebuie. Ăsta. Așa. Puneți chesturile aici. De ce nu mai să pun aici? The fuck? Bă. Ok, și dar nu vrea să mă las să pun copazul fica acesta. Bă, nici aici. Ok, ciudat. Poate fi un bug ceva la Minecraft. Ia. Dacă sparg ăsta, nici. Oricum, n-are importanță. Oricum, interiorul probabil o să-l mobilați voi cum veți dori. Bun. Și acum, haideți să facem și acoperișul. Care nu o să fie așa de mult lucrat, vă dați seama, pentru că... Da. Am spus, este o casă de început. Și cred că trebuia să fac un pic mai sus. Dar e ok. Da, așa arată casa pe interior. Frumos, elegant, cât aveți nevoie. Nimic mai mult, nimic special. O casă de început, v-am spus. Ok. Și cam așa arată casa în interior. Așa arată și în exterior. Deasupra aș putea să faceți voi un acoperiș dacă vreți. Adică să aruncăm toate chestiile nefolositoare. Stairs. Un acoperiș din birchwood și dark oak. Mă rog, voi puteți face din orice material ați vrea să faceți această casă. Este logic, puteți să faceți și dacă nu ați început lumea de survival. Dacă vi se pare o idee interesantă. Dar... până acum, o casă care ați putea să faceți pe lume de survival ar fi asta de aici. Și o să vă las link în descriere, v-am spus la ea. Uitați cât de șmecher arată. Și interiorul să vi le arăt un pic. Ok, aici e etajul. Mă rog, puteți să-l mobilați cum vreți. N-am mai stat să le mai mobilez, pentru că fiecare își le mobilează cum vrea, până la urmă. Și cum îi place. Și așa va arăta. Ok. Aici ar trebui să pun așa. Ha. Bun, perfect, perfect. Tac, pac. Apoi și așa. Ok, gata. Arată decent. Ah, trebuia să păstrez walk wood. Asta. Perfect. Punem așa, așa. Și aici, în mijloc, mi-ar trebui bărci. Dar oricum nu o să se vadă pentru că acoperim. Și dacă vreți, puteți face și etaj la casa asta, mă gândesc. De pe aici. Unde sunt acum. Ar merge și etaj, pentru că spargeți chestiile astea și... o să iasă o încăpere foarte mică. Adevărul ăsta este că o să fie foarte mică, dar dacă chiar vreți și etaj, puteți face și etaj, logic. Cine vă oprește. Oricum. Perfect. A, dar nu mi le prinde pe toate. Sau? Da, nu poate să le prinde pe toate. Spargem asta aici și punem... birch slab de asta. Punem slab aici. Zici că e o prăjitură, what the fuck. Zici că e o prăjitură.
Arată destul de interesant casa. Uitați așa arată, închidem și ușile. Ok, dăm un ocol. Aici e nașpa că nu puteți să puneți... nu putem să le unim pe toate. Că în mod normal așa ar fi trebuit să arate. Ceva de genul acesta. Și cred că mai degrabă lăsăm așa pentru că... Ia, stați un pic. Invers. Așa. Mai degrabă ar arăta așa pentru că stă bine și la spate și aici. Plus că aici se vede foarte puțin. Și deci asta este casa, dragi prieteni. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi desigur ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!